Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul Tarot Viață Împlinită. Astăzi seară vreau să alegeți între 1, 2 sau 3, între unul dintre aceste 3 obiecte, cel care va atrage din punct de vedere intuitiv, răspunzând la mental, da, la întrebarea cum văd eu lucrurile în această situație, realitatea amoroasă, față de cum este cu adevărat situația dintre mine și persoana la care eu mă gândesc. Așadar, sau dacă sunteți o persoană singură, fără să aveți pe nimeni în gând acum, cum este de fapt situația voastră și cum vă imaginați voi? Da? Adică, cum se pliază ceea ce credeți voi, ceea ce simțiți voi și așteptările voastre față de ceea ce se întâmplă, de fapt, ceea ce urmează să se întâmple și așa mai departe. Practic, așteptări și credințe ale voastre legate de realitate, de realitatea amoroasă sentimentală versus realitatea efectivă, da? Realitatea obiectivă, bine, poate că nu există un obiectivism pur, dar aproape de obiectivism. Așa încât, dacă aveți nevoie de o pauză, puteți pune efectiv clipul pe pauză. Dacă nu, puteți alege între 1, 2 sau 3 și vom începe cu etalarea numărul 1, respectiv acest inel de concepție nordică cu Mjolnir. Bun. Haideți să vedem aici ce carte a ieșit pentru așteptările voastre sau pentru cum vedeți voi lucrurile în situația dintre voi și partenerul vostru, da? Avem roata destinului, cum este realitatea dintre voi de fapt, doi de monede. Alăturarea asta e foarte interesantă, da? Asta e ceea ce simțiți, credeți voi că se întâmplă, asta e cum se întâmplă de fapt. Între voi și persoana la care voi vă gândiți. Bun, e foarte interesant. Într-o proporție, să spunem, de 33%, deci de o treime, sau hai, de 50%, așteptările voastre și felul în care vedeți lucrurile între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți sunt adevărate. Deci, percepția dumneavoastră e parțial adevărată, dar undeva la 50%. De ce și încerc să vă explic aici toate asemănările și diferențele între cele două cărți vis-a-vis de situația voastră sentimentală, da? Voi sunteți aici pe 10, da? Și pe roata destinului, o arcană majoră. Lucrurile sunt de fapt pe o arcană minoră, un doi de monede. Ca semnificație, cele două cărți se pliază destul de bine. Ambele înseamnă oscilații, un anumit haos, poate persoana care vă gândiți vine, pleacă, du-te, vino, doar distracție, nu există o rezonanță foarte bună între dumneavoastră și persoana la care voi vă gândiți, parcă nu sunteți tot timpul pe aceeași lungime de undă și de regulă vă potriviți doar când vine vorba de sex sau de altceva, dar în restul timpului poate persoana asta nu vă acordă toată atenția. Deci, din unele puncte de vedere, voi aveți percepția realității aproape obiective, da? Dar, în realitate, față de cum este realitatea, voi exagerați mult lucrurile. Pentru că felul în care voi vedeți lucrurile pe o arcană majoră, ele se întâmplă pe o arcană minoră. Deci, unul la mână, trebuie cumva ca percepția dumneavoastră să fie cât mai bună vis-a-vis de situație, să vă calmați puțin gândurile și felul în care vedeți situația, pentru că unii dintre voi s-ar putea să o exagerați destul de tare și să credeți că ori nu mai e posibil nimic, ori că sunteți înșelați, ori că e numai de distracție și clar, gata, asta este, ce poate să fie mai mult sau e foarte greu. Greul e relativ, da? Dacă noi suntem într-o poziție excelentă cu noi înșine, poate să fie orice, totul e simplu, da? Adică mă am pe mine, mă simt foarte bine eu cu mine și eventual cu prieteni, cu familie, adică nu depind de o singură persoană, da? Păi nu trebuie să depindeți de nimeni.
pentru a fi fericiți și nici cumva nici voi de voi, adică din voi lucrul ăsta trebuie să curgă natural, nu dependent, da? Iubirea nu e dependență. E libertate, da? E frâu liber. Apoi, cartea aceasta vorbește despre niște oscilații unde există destul de mult influența Universului. Pe de altă parte, e vorba mai mult de raporturile voastre energetice, yin-yang, felul în care relaționați, deci depinde destul de mult de alegerile voastre. Ok, deci o altă problemă aici e că voi aveți impresia că nu prea se poate face nimic și că oricum destinul controlează total sau în mare parte lucrurile astea, voi nu vă puteți împotrivi sau nu puteți schimba nimic. Este fals, da? Deci alăturarea aceasta de cărți ne arată faptul că voi vedeți ca, lucrurile ca fiind clar controlate de roata destinului și nu există nicio șansă ca voi cumva să schimbați această roată. Ori realitatea este că voi într-adevăr vă aflați cumva situația asta, parcă sunteți așa două cristale, două mingi în mâinile unui saltimbanc și că nu se poate găsi acel echilibru, dar acest doi de monede poate fi echilibrat, da? Trebuie doar să vă împământați mai mult, să cumva să puneți pe hârtie lucrurile ce se întâmplă de fapt, să vă scrieți gândurile, să... pentru că e nevoie de împământare aici. Și e nevoie să vă eliminați convingerea că totul depinde de factorii exteriori și numai de dumneavoastră nu. Cărțile astea ne arată că e exact invers. Într-adevăr, sunt și aici forțe din exterior, ape mai tulburi care poate afectează echilibrul vostru relațional, dar totodată cartea asta ne indică faptul că puteți efectiv să puneți ambele picioare pe pământ, să vă înfigeți bine în pământ și să țineți acele monede în echilibru atât timp cât se poate și pentru totdeauna. De ce nu? Voi aveți impresia, dacă poate fi și 10-le ăsta, poate ciclul ăsta s-a încheiat, trebuie să înceapă altul nou, dacă vine altă karmă sau ce karmă. Asta e o carte încărcată, da, și de energiile astea karmice. În realitate lucrurile nu stau chiar așa, deci lucrurile nu sunt atât de negre pe cât par. Sunt mai bune în realitate, voi exagerați foarte mult, credeți că nu puteți avea nicio influență în felul în care decurg lucrurile și nu este așa. Aveți foarte, foarte multă putere de a redresa lucrurile, da? Și de a găsi acest echilibru și, în primul rând, dintre forțele interioare ale dumneavoastră, da? Între energia feminină și energia masculină. Pentru că toți le avem pe ambele, însă, spunem noi, divin masculin sau feminin, în raport de proporția mai mare a acelui tip de energie, da? A celui care domină. Între yin și yang. Da, sunt destul de multe diferențe, dar astea sunt principalele. Da, așa încât voi trebuie să vizualizați altfel lucrurile. Da, pentru că felul în care observați voi, felul în care vă concentrați asupra lui, e puțin distorsionat. Da, deci sunt, e poate și o gândire păguboasă aici, pesimistă, nu la toată lumea, da, pentru că roata de sine ne arată și colo și colo, posibil, da, să aveți odată o gândire optimistă, odată la polul opus, până la urmă asta ni se întâmplă mai tuturor, pentru că acel echilibru nu poate exista întotdeauna și mai ales în astfel de relații complicate, spirituale, unde există această ardere spirituală, nevoie de a evolua, da. Așadar, rămâneți deschiși pentru că voi poate credeți că gata, drumul e așternut într-un anume fel. Nu, pentru că foarte multe relații aici la această etalare au ieșit pe liber arbitru. Sau nu total, eventual parțial, dar ideea este că există acel spațiu în care să puteți manifesta și voi. Da? Lucrurile nu țin cu totul de destin, vi s-a lăsat destulă libertate de care trebuie să profitați și lucrul ăsta se începe prin
propria, cum să zic, prin propria motivație de a vă trăi viața frumos. Da, voi trebuie să găsiți modalitățile cele mai adecvate pentru voi, pentru ca fiecare clipă din viața voastră să fie efectiv frumoasă, da? Să trăiți, nu sublim, dar aproape, da, de sublim, adică începeți să faceți lucruri care vă plac sau pentru că efectiv vă puneți atât de multă energie, atât de multe gânduri pe persoana, ce face, da, uite, a pus storiul ăla și timpul trece, viața e, într-adevăr, avem și alte vieți, dar de ce să nu profitați acum, da, de momentul prezent, fără proiecții, fără ancore din trecut, da, pur și simplu momentul prezent. Faceți o pauză, uitați-vă în jur, ce simt eu acum, cum sunt eu acum, ce văd, cum mă simt, da? Vă duceți la mare, la fel, faceți exercițiul ăsta, vedeți cum reacționați voi, cum reacționează conștiința voastră la tot ce se întâmplă în jurul vostru. Adică încercați să vă ancorați mai mult în prezent. Bun, trecem la brățară, etalarea numărul 2. Felul în care vedeți voi realitatea, că lucrurile se mișcă nespus de greu, felul în care decurg sau vor decurge lucrurile în viitorul apropiat. Iarăși avem binomul și dacă mă uit aici la, da, sper că în absolut toate cărțile au ieșit arcane majore versus arcane minore. Dar bine, se schimbă pozițiile aici. Aici se vor întâmpla lucruri neașteptate, unde voi nu prea mai aveți speranță. Sau chiar dacă aveți speranță, cumva v-ați plasat gândul în ideea că durează foarte mult, eu îmi văd acum de treabă, muncesc cu ce am de făcut, muncesc poate și pentru relația asta sau muncesc cu mine pentru relația asta sau în general pentru descătușarea iubirii în viața mea și las lucrurile să fie acolo. Bă, eu, convingerea mea e că lucrurile vor merge foarte greu, ca multe de schimbat, etc., etc., dar realitatea ne spune că într-un moment din ăsta în care tot lăsați lucrurile să meargă și munciți, pentru că sunt persoane foarte harnice, foarte muncitoare, în general cu anumită stabilitate a ființei, cu un anumit pragmatism, cu anumită seriozitate, cu anumite principii, la unii conservatoare, la unii pur și simplu foarte pământești, așa, da, adică în care știți să apreciați și partea materială, partea fizică a lucrurilor și partea spirituală. Perpendicular pe această carte, viziune și felul în care sunteți dumneavoastră, adică în felul dumneavoastră și felul în care vedeți voi lucrurile, există o anumită moderație și nu sunt așteptări fulgerătoare vis-a-vis de ce s-ar putea întâmpla. Însă, exact asta se va întâmpla. Aici va veni foarte, foarte rapid ceva către voi. Ar trebui în maxim 22 de zile, dar deci în 3 săptămâni, să zicem. Însă, nu chiar la toată lumea. Da, în general, cei care ați ales această etalare în 21 de zile veți avea o bucurie mare chiar și o senzație așa de reînviere, poate odată cu primăvara, da, vă dă și chestia asta o stare bună, pentru că voi aveți o legătură bună cu natura. S-ar putea destui de aici să fiți în zodii de pământ sau cu ascendent sau lună, măcar luna sau ceva, sau sunt bine aspectate în harta voastră. Da, în orice caz, aici va exista o reînviere a legăturii cu persoana la care voi vă gândiți, sau dacă sunteți singuri, singure, voi sunteți preocupați de muncă, de călătorii, de grădină și curte cei care aveți, de chestiuni de genul ăsta, și la un moment dat apare ceva, apare cineva nou care efectiv vă reînviază din punct de vedere sentimental, amoros. Ceea ce e frumos, da? Deci aici să ne așteptăm la lucruri bune. Ce e important și aici, vis-a-vis de ce se va întâmpla și de cum e realitatea de fapt, faptul că puteți avea în continuare surprize și mesaje, chiar dacă voi nu vă mai așteptați,
E doar să nu judecați foarte mult lucrurile, să nu criticați nici pe voi, nici pe celălalt, nici efectiv cei care sunt singuri starea de fapt a lucrurilor, dar de ce sunt singuri nu e vina nimănui, da? Vă puneți în gând ce tip de partener sau de parteneră și apoi lăsați Universul să acționeze cât timp voi vă preocupați de persoana voastră, faceți lucruri care vă plac, s-ar putea să fie vorba poate și de o revedere aici, de o anumită bucurie. Nu aș vedea neapărat o petrecere, pentru că e și greu în condițiile astea, dar e ceva oricum care vă veselește, vă bucură. Da? Și se arată și acolo unde sunt despărțiri, se arată o reîmpăcare sau vedeți voi aici că s-ar putea să auziți, deși aveți impresia că nu se întâmplă mare lucru, dar de fapt voi primiți niște mesaje și de la îngeri, spirite, univers, efectiv sinele vostru divin. S-ar putea să aveți și un fel de, nu ar fi prea mult spus, halucinații auditive, dar faptul că auziți pe aici, pe acolo, semne, mesaje legate de persoana cealaltă, legate de persoana voastră, legate de iubire la modul general, la care trebuie să fiți cumva atenți. Pentru că s-ar putea să auziți în spusele altcuiva sau persoanelor de lângă voi anumite lucruri care de fapt au mare legătură cu voi, dar trebuie să fiți atenți ca să desprindeți efectiv din contextul ăla ceea ce așteptați voi vis-a-vis de o întrebare. Pentru că pare că în realitate voi vă gândiți că nici semne nu prea primiți, nu neapărat direct de la persoana, nici de la univers, așa. În schimb, semne sunt peste tot în jurul vostru și eu nu zic acum să deveniți hiperactivi, hiperobservabili vis-a-vis de tot ce se întâmplă în jur. Nu. Trebuie efectiv să trăiți, dar efectiv să fiți atenți la ce e în jurul vostru, da? Pe cât sunteți de atenți la persoana voastră. Da? Pentru că o să aveți răspunsuri într-o melodie și foarte mult sunet, da? Într-o melodie, într-un vis poate vă șoptește cineva ceva, vă spune ceva, o persoană anume și aveți o stare de deja vu. Ceva se întâmplă, da? Veți primi tot felul de mesaje, inclusiv de la persoana la care voi vă gândiți sau, dacă sunteți singuri, de la o persoană care va apărea dintr-un trecut karmic, dintr-o viață anterioară a voastră și va exista oricum o bucurie aici, da? Voi oricum nu vedeți lucrurile într-un mod negativ, adică cumva vedeți că se stabilizează lucrurile sau se vor stabiliza în timp. Cam asta e viziunea voastră. Când o să fie, dar lucrurile vor merge chiar mai repede decât voi vă așteptați, da? Poate nu la toată lumea în 22 de zile, dar ușor, ușor, anumite bucurii, mesaje, vești se vor întâmpla. Aceasta a fost și cea de-a doua etalare. Și trecem acum la cea de-a treia. Aici, felul în care voi vedeți lucrurile și felul în care se întâmplă aceste lucruri, felul în care decurge situația sentimentală dintre voi doi în momentul de față. Avem iarăși o arcană majoră și o arcană minoră, e foarte interesant. Treiul de cupe în dreptul felului în care percepeți voi realitatea și felul în care se nasc așteptările voastre. Voi vedeți lucrurile într-un mod, unii dintre voi puțin, nu distractiv, poate. Vedeți faptul că există o prietenie, poate o legătură afectivă frumoasă cu acea persoană, faptul că există motive de bucurie, ceea ce e foarte bine, da? Faptul că aveți acest optimism și că vedeți că ceva se întâmplă, chiar dacă nu e major, cel puțin nu atât de major față de cum e în realitate. Dar voi oricum vă bucurați pentru cel mai mic gest,
pentru orice revedere, și cu prieteni, și cu persoana sa care vă gândiți în cazul în care are loc. Acum, realitatea e că nu prea au loc aceste revederi sau mesaj sau nu la intensitatea la care cumva vedeți voi lucrurile, adică pare și că efectiv, parcă dați o petrecere cel puțin înăuntru vostru și pentru un simplu mesaj. Nu zic că e rău, dar nu e ca și cum dacă v-a salutat într-o zi sau v-a întrebat odată ce faceți sau chiar v-a complimentat și apoi nu mai vă dă un semn câteva zile sau câteva săptămâni, asta nu e mare lucru să știți, adică nu e un motiv de bucurie. Între două persoane care se iubesc e normal să se schimbe mesaje, asta nu înseamnă să-l sufoți pe celălalt, dar nici să apari când și când și apoi să fie în realitate această stare de singurătate, de introspecție. Deci voi aveți o viziune foarte exteriorizată a lucrurilor, vi se pare că se întâmplă lucruri și în exterior, dar de fapt, în realitate, lucrurile ar trebui să fie puțin cântărite la nivel interior sau puțin mai mult. Și luminița aia pe care o așteptați în viața voastră trebuie găsită în interior. Da, deci voi aveți aici un optimism ușor, ușor nesănătos în momentele în care se întâmplă ceva între voi și persoana la care vă gândiți sau la cei singuri. Dacă apare totuși cineva în jur și de fapt persoana aceea doar dorește prietenia cu voi sau așa, o colaborare, ceva rodnic între voi, dar nu neapărat sentimental amoros. Da, deci realitatea e că voi aici trebuie să fiți un pic mai cu picioarele pe pământ și să găsiți răspunsuri din interior, da? Nu de la persoana din afară vine persoana asta, adică, sau să o întrebați, dar simți ceva pentru mine sau nu. Da? Răspunsurile le veți găsi în interior, pentru că asta e realitatea lucrurilor. Și oricum, așa cum se întâmplă în sufletul nostru, așa se întâmplă în exterior. As above, so below, da? Cum e deasupra, este și dedesubt. Cum este în interior și în suflet, este și în afară. Vedeți, peste tot este regula asta, microcosmos, macrocosmos. Totul merge în același sens, la fel, electronii în jurul nucleului sunt la fel precum planetele pe orbitele stelare, da? În jurul stelelor. Peste tot este același mecanism, da? Deci, ceea ce e în interiorul nostru se reflectă în exterior și de asta noi trebuie să avem un suflet și un spirit, dacă nu gata vindecat, în vindecare, da? Deci trebuie să fie o introspecție fructuoasă din care să mai descoperim lucruri despre noi, despre așteptările noastre. Da, pentru că ni se spune aici că în realitate trebuie să se mai încheie niște lucruri și legate cumva de evoluția voastră spirituală pentru ca totul să decurgă cât mai bine, cât mai frumos. Da, voi aici vedeți puțin distorsionat lucrurile în sensul că pare că vă bucurați foarte tare pentru anumite chestii care se întâmplă în jurul vostru sau legate de alte persoane, când de fapt nu se întâmplă mare lucru. Și v-am zis, nu e un lucru rău, e bine că sunteți optimiști, dar nu mergeți într-o iluzie emoțională, da? Cupele. Nu mergeți într-o zonă foarte iluzorie, dar aveți nevoie și de pământ, da? Aici avem fecioara. Fecioara versus zodii de apă. Deci trebuie să analizați un pic lucrurile, dar într-un mod sănătos, într-un mod care să nu vă abuzeze mintea, să vă bulverseze, nu, un mod de conștientizare sănătos, eventual prin liniștirea gândurilor. Da? Deci o analiză interioară tăcută, da? Prin liniștirea gândurilor, pentru că atunci primiți răspunsuri pe loc de la intuiția voastră, deci de la sinele divin și univers. Aici, poate voi vă gândiți la o persoană, dar să nu știți că persoana aia cumva mai are anumite legături, poate cu alte persoane,
sau altă persoană, de să fie un triunghi, un trio. Ideea e să vă bucurați, dar în același timp să fiți cât mai conștienți. Eremitul vorbește despre conștiință și conștiență vis-a-vis de tot ce se întâmplă în jur, știind toate astea, analizându-și interiorul. Deci cam asta este de făcut aici, pentru că sunt niște discrepanțe. Nu mari, foarte mari nu sunt între ce se întâmplă și în realitate, pentru că unele lucruri se întâmplă, dar în realitate, de fapt, lucrurile merg un pic mai încet. Sau se poate ca voi să grăbiți cumva lucrurile și, în mod normal, cărțile astea vă zic să luați o mică pauză pentru voi. Pentru că s-ar putea să intrați apoi într-un mic blocaj sau să se disipe puțin din tot entuziasmul ăla și să fiți derutați la ce se întâmplă. Mai bine faceți o mică pauză, voi cu voi, să vă luați o oră într-o zi și să vă gândiți. Hai, mă pun jos acum, aprind o lumânare, fac o meditație și hai să mă gândesc ce ar mai fi de făcut, ce ar mai fi de schimbat, oare e real că mă place X, Y, Z, pentru asta evident trebuie să mă iubesc mai mult, deci ce pot să fac, etc. Da? În sensul ăsta. Nu se anunță lucrurile, dar sunt ceva mai statice decât le vedeți voi. Aici s-ar putea să urmeze, cum ziceam, tot așa, o revedere sau un mesaj sau o chestie să vă bucure foarte mult, dar de fapt lucrurile să nu evolueze imediat, cel puțin unul în următoarele cam 9 zile, 9 săptămâni. Da, și vedeți, lucrurile, aveți impresia că se întâmplă emoțional, da, în afară, dar în realitate ele se întâmplă în interior. Parcă nu aveți cumva foarte mult dezvoltat această percepție a faptului că cam ce în subconștientul nostru se reflectă și în realitatea înconjurătoare. Ideea e că veți găsi răspunsul și răspunsurile la tot ceea ce vă preocupă. Cei care sunteți singuri veți găsi această persoană și va fi foarte spirituală, însă mai sunt anumite lucruri de încheiat în viața voastră sau chiar a persoanei care este hărăzită să apară în viața dumneavoastră și apoi, după ce termină anumite lucruri, va apărea. Iar la cei care sunteți cu cineva, v-am zis, ar putea să mai fie cineva pe lângă sau o altă situație. Și voi cumva să exagerați în bine anumite lucruri sau să visați foarte mult, dar într-un mod ușor nesănătos, da? Care v-ar putea zdruncina, da? Dacă se întâmplă o pauză sau ceva. Asta a fost, mi-a părut bine, la revedere!